Felicitări, ați primit un premiu rece. Cum vă simțiți în postură de echipa lunii iunie? Bună ziua, în primul rând, ne simțim bine. Am muncit foarte mult pentru acest trofeu și credem cu toții că o să luna viitoare o să-l luăm iar. Care sunt taturile echipei voastre? Suntem niște băieți tineri, foști fotbaliști în mare parte. Ne dăruim și avem inimă. Unde mai aveți de lucrat? Unde credeți că mai aveți de lucrat? Să zicem în apărare cât de cât. Și în atac putem spune asta, pentru că ratăm extraordinar de mult. Stați bine și în cupă, stați bine și în Liga 3A. Care ar fi obiectivele voastre pentru sezonul actual de la Victory Cup? În primul rând sperăm să promovăm din Liga 3-a, să mergem în Liga 2-a, pentru că ăsta e obiectivul principal. Iar cupa sperăm să o ducem cât mai sus, adică să mergem cât mai departe. Hai să te întreb și din culise. Spune-ne ce prime de joc aveți. Nu, n-avem prime. Ce primă de obiectiv atunci? Încă nu se știe nimic, așteptăm să vedem ce spune managerul. Da, sigur o să aveți ceva. Sperăm cu toții că da. Ca stil de joc, așa, echipa voastră, cam cum ai descriu? Ca și, să spun așa, ca și o echipă, aș descriu ca și Barcelona, o echipă care pasează foarte mult, care marcăm destul de mult, dar avem probleme în apărare și asta nu e ok. Suntem o echipă foarte bună, tânără și cu dorință de joc. Cât de des vă certați pe teren și cât de repede vă și împăcați? Să știți că chiar nu ne certăm pe teren. Ne-am mai certat, dar ne-am împăcat destul de repede, pentru că suntem cu toții prieteni și ne înțelegem foarte bine. Așa, dacă ar fi să faci un sondaj între jucătorii echipei voastre, cam care ar fi proporția de, mă rog, FCSB-ști, dinamoviști, rapidiști? Mare parte cu FCSB-ul, cred că Rapid sunt singurul din echipă, iar la Dinamo chiar n-am idee. Să avem câțiva jucători care țin cu Dinamo, dar... Cu Craiova? Nu. Care ar fi deviza celor de la Ergol? Prieteni pe teren, în primul rând. Noi avem și pe tricouri Mates from the Pitch. Cred că asta e deviza cea mai bună. Spune-ne un pic despre experiența voastră la Victory Cup. Cum vă simțiți aici? Cum vi se pare competiția? Pentru mine e o experiență foarte bună, deoarece am jucat fotbal și este o competiție care atrage lumea, deoarece se compară într-un fel cu Liga 1 din România și ligile inferioare din România. De asta atâta lume optează pentru această competiție și vine la această competiție. Mulțumesc frumos! Mulțumesc!